Măștile medicinale sunt zilele acestea aproape de negăsit în farmaciile din capitală. În contextul codului galben la nivel național privind riscul de răspândire a noului tip de coronavirus, aceste produse s-au vândut ca pâinea caldă, susțin farmaciștii, iar puținele stocuri rămase se vând în unele puncte comerciale la prețuri exagerate. Am mers cu o cameră ascunsă în mai multe farmacii din capitală să vedem care e situația. Nu este, pentru că toate farmaciile se aprovizionează de la același depozit. Și nu este, doar până acum măștile erau importate din China, am dus. Logic, cineva a cumpărat la noi măști, trimitea în China înapoi. Unii farmaciști ne-au spus că deja de câteva zile în depozitele din capitală nu mai sunt măști. Aveți măști pentru răceală? Nu. Nu aveți, dar asta aveți? Nu știu, nu pot să spun. Și așa mulți cumpăr când aveți, când nicăieri nu. Stocul, în una dintre farmaciile din capitală am găsit măști medicinale, cei drept la un preț de 7 ori mai mare decât de obicei. Dar cât costau ele? Ele costau 70 de bani una. Și acum 5 lei? 5 lei. Unii locuitori ai capitalei și-au cumpărat măști din timp. Noi am luat mai înainte. Am avut noroc că am fost bolnavi mai înainte și avem de rezervă. Alții sunt de părere că agenții economici profită de panica creată. Dacă a fost în leu și acum pe internet, este că o să fie 20 de lei. Apoi asta și îmbogățăm statul, nu statul, fiecare particular, fiecare farmacie. Nu, это просто средство наживы, я так думаю. Пользуются спросом, пока они есть, иначе они в аптеках просто так лежали. Administratorii mai multor companii farmaceutice au refuzat să ne explice brusca scumpire a acestor produse. Responsabilii din cadrul Agenției Medicamentului ne-au explicat că prețurile sunt stabilite de farmacii și că nu e de competența lor să reglementeze adaosurile comerciale. De cealaltă parte, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a declarat că în depozitele farmaciilor sunt destule măști pentru a face față cererii. Sperăm foarte mult în cazul dat, la bunul simț agenților economici, cel puțin să nu se exagereze cu acel adaos comercial care este pus deja de către farmacii pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele Igor Dodon, care nu are nicio atribuție în acest domeniu, a anunțat că se va implica și el în acest caz. Noi ne ocupăm foarte serios de acest lucru. Nu încercați să faceți bani acum pe această situație, cu creșterea prețurilor, cu speculații și așa mai departe. O să procedăm foarte dur împotriva celor care își permit acest lucru. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a anunțat că a solicitat Consiliului Concurenței să verifice dacă majorarea prețului este justificată și dacă există o înțelegere de cartel între companiile farmaceutice.